Salut! Azi vă voi zice tot ce nevoie să știți despre Jugan și Sendrigan. Totuși, înainte să începem, nu uitați să vă abonați, doar ce mai avem puțin la 300 de subs. Și dacă doriți să vedeți și gaming, vă aștept pe Twitch. Veți găsi tot în descriere. Acum, hai să începem. Vom începe prima dată cu Jugan-ul. Jugan este un dojutsu unic care este cunoscut doar de clanul Otsutsuki. În manga, dojutsul are un aspect lipsit de trăsături cu o pila abia vizibilă. Totuși, în anime, este prezentat dojutsul ca o culoare albastră cu ochi întunecat și pupilă vizibilă. Înainte de a obține controlul asupra acestui dojutsu, acesta se va activa în mod independent în prezența unor ținte periculoase sau ascunse. Poate percepe fluxul chakrei, permițându-i libotul să vadă schimbările vizibile din chakra unei persoane și de asemenea să urmească o țintă prin chakra lor. Poate vedea clar sistemul de cale a chakrelor și poate determina cel mai important punct al acestuia. De asemenea, poate vedea prin barierele invizibile care se conectează între dimensiuni și poate prezice unde va fi folosit Yomotsu Hirasaka. Acum o să fac un rezumat la abilitățile unui Jugan. 1. Poate deschide portale. 2. Vederea punctelor chakrelor. 3. Poate prezice mișcările chiar înainte de a se întâmpla. Acum vom vorbi despre Sendrigan. Din păcate nu știm prea multe. Tot ce știm momentan e că Sendrigan este un dojutsu pe care o are Eida. Folosind această abilitate, Eida își poate proiecta conștiința în orice locație pentru a vedea și auzi orice eveniment prezent, precum și orice eveniment trecut până în momentul nașterii ei.